pentru că Luxandra este chiar acum live cu doamna profesoară, pe care am mai văzut-o de ceva vreme. Vreau să știu pe cine mai critică, pe cine mai, de cine mai comentează și ce mai face doamna Monica Tatoiu. Luxandra! Bună Florin, bună Diana, bună dragi prieteni. Am venit la doamna Tatoiu pentru că se întâmplă tot felul de lucruri la casa regală a Mariei Britanii și pentru că Meghan Markle, ducesa inimilor, pentru că am putea spune despre Kate că e prințesa inimilor. De fapt, deci, Diana era. Deci n-are nicio treabă Meghan cu ducese, cu ce, mă rog frumos. De ce, doamna Tatoiu? Asta e titlul pe care îl poartă la casa regală. E inventată de presă. Deci Casa Regală Britanică, cu toată povestea asta cu Brexit-ul și cu problemele economice care urmează să apară după Brexit, are nevoie de povești ca să abată atenția contribuabililor britanici de la problemele economice care vor să vină. Da, urmați asta, eu așa o văd. A urmat și Meghan cam toți pașii făcuți de o doamnă a casei regale. După nuntă, anunțul faptului că este însărcinată, acum este în turneu. Și acolo s-au întâmplat și tot felul de lucruri. Și nu mai poartă rochile alea să-i se vadă umerii goi după ce a fost admonestată de șefii cu protocolul. Da? Da. Eu sunt mai conservatoare. Și vă spun de acum, în anii care vin o să vedeți o fricțiune între Kate, care este o britanică adevărată, care, nu știu dacă vedeți, atitudinea ei tot timpul, se ved 2000 de ani de civilizație europeană. Americanii au excelat, începând cu sfârșitul secolului trecut, sfârșitul secolului 19, americanii vin cu fronda în încălcarea normelor impuse de societatea conservatoare europeană. Vreau să ne mai uităm o dată la poze și să explicăm exact ce s-a întâmplat. Deci, prințul și Meghan au plecat în turneu, așa cum o fac de fiecare dată, și Meghan a făcut deja două gafe. Odată a apărut cu eticheta pe rochea roșie, care se vedea de la o poștă, sau mă rog, la vântul, la coborârea din avion. Exact. Și la cea de-a doua apariție a venit cu o roche foarte transparentă. Sunt greșeli sau cum poți să greșești așa? Încă o dată v-am spus. Este ca la prima doamna noastră, aia între ghilimele. E o atitudine de frondă, pentru că persoanele, deci nu poți să cumperi oricât de mulți bani ai avea tu, America, istoria Imperiului Britanic. Nu poți, da? Și atunci, pentru că nu poți să ai ceva, îl ataci. Și asta vedem la toate personajele din lumina reflectoarelor. Acelea care nu pot să ajungă unde și-ar dori, adoptă o atitudine de frondă. Și uitați-vă și la soția lui Macron, care știe că are un handicap. Și atunci apare niște chestii foarte tinerești și presa vorbește. Pentru că, în ultimă instanță, agențiile de publicitate ne-au învățat că și publicitatea negativă și discuțiile pe Trump, ce-l fac și îl tăvălesc în America. Dar el a câștigat în popularitate, deși toate comentariile sunt negative. Și cred că Meghan face chestia asta, pentru că Meghan nu se poate compara. Deci ea vine dintr-o altă lume. Dar credeți că este... Și deci niciodată nu o să se ridice la nivelul lui Kate și asta va crea fricțiuni. O să vedeți. Dar nu e o strategie a casei regale faptul că s-au gândit să o trimită tocmai pe Kate în acest turneu, că are pe Meghan, îmi cer scuze, pe Kate a fost acolo. În Africa, poate și apropie așa din nou continentul, casa regală. A fost adus mai în jos, s-a dus în Noua Zeelandă, am înțeles, da, unde a câștigat concursul de aruncat cizme de cauciuc sau nu știu ce. E clar, pentru mine, la 62 de ani, care am stat mult prin spatele platourilor de televiziune și nu numai aici, și afară, pot să vă spun că este o strategie de marketing care pregătește dezastrul de după martie 2019, când Marea Britanie va ieși cu probleme economice din spațiul european. Deci eu așa o văd, cinic, da?
toată această poveste va atenua șocul, zic ei, dar nu e evident. Și într-un anumit fel o pune în dificultate pe Kate Middleton aceste permanente contre. Eu le gândesc ca un fel de contre, care că publicului nu-i plac poveștile frumoase. Publicul adoră scandalul, chiloțăreala, că asta e publicul care nu merge la școală și dă bacaloratul pe teste grile. Credeți că e direct responsabilă întotdeauna la astfel de evenimente? Ea n-are niciun cuvânt de spus. Haide să fim serios. Deși lumea spune că a schimbat foarte multe lucruri la Casa Regală tocmai prin încălcarea regulilor. N-a schimbat nimic. Deci ea, încă o dată revenim, ea este pusă acolo ca să creeze iluzia prostimii că se poate schimba ceva. Nu se poate schimba nimic. Doar se poate bârfi. Și când oamenii bârfesc, băncile lovesc. Când oamenii bârfesc, băncile lovesc. Să ne aducem aminte de 2000... Noi ții minte filmul ăla, Lupul de pe Wall Street, toată lumea se... Super, da? Foarte multe adevăruri. În timpul ăsta, criza făcea ravagii în lume. Deci, e problema noastră că nu suntem capabili să depășim nivelul de bârfă. Dar Meghan este un produs tipic american. E un produs tipic american. Dar la dispoziția Casei Regale Britanice. Deci problema este nu dacă tu accepti să te vinzi, asta e problema ta. Ea provine dintr-o anumită, un anumit tip de familie. Cu scandaluri, cu tata, cu Meghan nu e o doamnă. E o fi actriță, o fi nu știu ce, dar... Și o femeie frumoasă. Păi multe femei frumoase sunt și pe centură aici la noi, sunt foarte multe femei frumoase. Problema e următoarea, nu poți să pui, Kate, mie îmi place fata asta și are o tenacitate și când te uiți la Kate și la William, da. William a îmbătrânit. Cum a reușit Kate să nu greșească niciodată? Pentru că din câte știu eu, poate nu știu bine, nu a apărut până acum nicio gafă vestimentară. Ba, din potrivă, Kate întotdeauna a fost comparată cu Diana pentru deci, eleganță. Nu, și are personalitatea Dianei. Și ea s-a opus s-o ai pe nevasta lui Charles, pe Camilla, în spate, care este o catastrofă. Eu am citit foarte mult despre Casa Regală Britanică. Are o personalitate puternică, prin ea însăși. Este chintisența civilizației. Tânără, s-a distrat și ea și a avut tinerețea ei, dar a înțeles care este obligația în interiorul Casei Regale și cred că regina o respectă. Mulțumim pentru discuție, doamna Tatoi. Mai învățăm și noi una alta, ne mai cizelăm. Totul se reduce la bani, copii dragi. Totul, lumea și banii ei ne gestionează destinele. Chiar și în spatele unor ținute se ascund așadar foarte multe interese. Florin, Diana, doamna Tatoiu pleacă în vacanță, o să ne lipsească o perioadă, dar până atunci intrați poate pe poate... Facebook. Da, verificăm contul ei de Facebook. Deocamdată nu, o să facem la Nu școală. Mai ziceți așa, doamna profesoară, că nu totul se rezumă la bani. Mai am speranță încă, nu mi-o tăiați pe toată.